o să vedeți exact toate vitralile și tot ce s-a păstrat, pentru că proprietarul acum funcționează un restaurant aici. Proprietarul a vrut să lase exact tot ce a existat, plus să dea o tentă modernă ca să fie bun, plăcută pentru oameni. Inclusiv gardul este făcut local și o să vă și arăt locul unde scrie Gustav Wolff, exact ca la muzeul de istorie. Bineînțeles că și marchiza e făcută la fel. Ia uitam aici. Gustav Wolff, Craiova. Tot timpul ăștia mici elemente spun exact toată povestea despre casă, despre cum a fost construită. Bineînțeles că casa Marian Mirică este fiul lui Vasile Mirică, care s-a născut și a stat în Calafat. Ei în anii 20 deja au vândut toate casele și toate proprietățile și s-au oprit acolo. Noi o să intrăm aici și o să vă arăt cea mai frumoasă sobă la o casă mică, dar care este specifică Art Nouveau, cu flori și în special acum, dacă este războiul cu Ucraina, unul din simbolurile lor este exact floarea soarelui. Și noi o să vedem floarea soarelui. Vedem și inițiala Mirică. Bun, acum vedem interiorul casei Mirică. Și afară sunt foarte multe elemente Art Nouveau, dar în interior sunt de 10 ori, inclusiv vitralile vechi. Cele originale s-au păstrat, adică proprietarul a vrut să păstreze exact chintesența, tot ce este frumos în această casă și a transformat-o într-un local destul de frumos. Suntem în vestibul, puțin diferit față de casa pretorian, dar inclusiv aici avem oglinzi never ending mirrors, da? Și ele chiar sunt aliniate cum trebuie. Ce e interesant la această casă, încă s-au păstrat sobele originale. Și putem să intrăm într-una din camere, să zicem living, pentru că este cea mai mare din această cameră. Am și povestit la un moment dat cu oameni care au stat aici în perioada comunistă, iar o familie avea această cameră plus cea de lângă și practic o singură familie stătea aici în această zonă. Iar ei împărțiseră la un moment dat aceasta, pentru că era prea mare și era foarte greu de întreținut și neapărat și de încălzit, și făcuseră bucătăria într-o parte și living-ul în altă parte. Acolo se iese pe balconașul dinspre stradă. Avem una din sobele care încă există în această casă. Este o sobă destul de normală, adică nu e de firmă, în ghilimele, dar avem aici bijuteria, probabil aici era camera matrimonială, să zicem, cred, pentru că avem această bijuterie de sobă în stilul Art Nouveau pur, inclusiv unde apare motivul cel mai căutat acum la modă, motivul florii de soare, elemente foarte importante, specifice Art Nouveau-ului european. Da? Chiar această poze de fapt cu această sobă au apărut pentru că anul ăsta a fost anul Art Nouveau-ului și iar INP-ul a făcut o serie de evenimente legate de acest stil arhitectural. Foarte puține, nu găsim foarte mult în zona de sud, inclusiv în București, deci tot ce ține de sud, foarte, foarte rare astfel de elemente, dar în nord, bineînțeles că în Transilvania avem influențele austriece și maghiare și apar peste tot, dar sunt unicate pentru zona asta a Olteniei și neapărat și a Olteniei și zona de sud. Mai avem încă o astfel de sobă, de fapt încă două, da? Mai trecem pe lângă una care este destul de comună. Bine, deci și ele sunt superbe, dar o avem aici, pe aceasta. Stai să deschid, să prind și lumina, ca să o și vedeți exact. Inclusiv proprietarul a creat câteva elemente. Ia uitați-o. Care să aibă legătură cu Art Nouveau, deci... Dar uite cât de frumoasă e. Este una din casele frumos restaurate pentru Craiova. Și iar eu mă bucur că
am avut posibilitatea să intru în ea, pentru că sunt foarte multe astfel de case, nu sunt vizitabile, să zicem. Dar asta a fost casa Mirică și acum continuăm afară.